Ei, ca suntem la un nou episod din Stumble Guys, pentru că acum încercăm să înscriem la turneul lui Mădălin. S-a făcut ora 6 de vreo 5 minute și efectiv mă chinui să dau sign up pentru că este totul blocat. Probabil dacă ați participat și voi la acest turneu, ați văzut că vi s-a întâmplat asta. Nu înțeleg de ce nu merge, o fi din cauza noului update. Au căzut serverele, nu știu ce se întâmplă. Sunt și la Mădălin pe live acum, urmăresc tot evenimentul, dar nu pot să intru în turneu. Așteptăm, o să mai dau eu sign in, imediat cum reușesc să intru, revin la voi. N-au trecut 10 secunde când a dat stop rec și efectiv am reușit să mă înscriu. You are all set, just wait or come back when tournament begins, adică la ora 7. Acum mai am deșteptat 55 de minute și o să intrăm în acest turneu. Nu mă aștept să iau locul 1, pentru că să fim serioși, e greu să iei locul 1, sunt mulți buni acolo. Eu am început de puțin timp să-l joc. Băi, dar și dacă ies între blocurile 1000-2000 și îmi dublez numărul de gemuri pe care l-am investit în acest turneu, eu sunt fericit. Nu-s multe gemuri, dar oricum facem treaba să fie treabă. Bun, și până când începe turneul, mai avem puțin, mai avem mai exact 48 de minute. Hai să dăm și un match așa de încălzire, să vedem ce se mai întâmplă cu nou screen. Drăguț, hai să vedem în ce... Să ne pregătim, mai ales că acum au băgat curcani. În nou update au băgat curcani în joc, care efectiv sunt acolo ca să te încurce. De ce curcani? Și nu altceva? Cine știe, mă, care a fost gândirea? Dar mi se pare că și pe Fortnite, la un moment dat, prima dată au început cu curcanii. Sau probabil au fost aceeași gândire. Dar uite, pe harta asta nu sunt curcani. Probabil că deja era o hartă destul de grea, spune. Hai, băi! Mamă, era să mă lovească a doua oară ciocanul ăla. Și da, fiind așa de grea, dacă mai băgași curcanii aia pe lângă că te lovești de toate astea pe aici, era horror. Nu știu exact pe ce mape sunt curcanii. Haide, împinge-mă. Perfect, mersi, mersi. M-a ajutat. Iată, până acum am mers, nici măcar n-am sărit vreodată. Sărim peste bila asta că trebuie. Hai, pe aici, pe aici, pe aici. Așa, bun, bun, bun. Gata, și am ajuns la sfârșit. Ne calificăm. Lejer, lejer, ușor, fără curcani, pentru că n-au fost aici, cred că i-au luat oamenii și i-au mâncat. Oh, ce a căzut fix la sfârșit, săracu. Săracu. Bun, hai să mergem. Da, și acum sunt pregătit de turneul lui Mădălin. Să vedem despre ce e vorba. La mulți ani, apropo, Mădălin, a fost ziua ta acum... Nu știu când postez episodul ăsta, ori ieri, ori alaltă ieri a fost ziua ta, așa că la mulți ani zic și eu. Și ziceți și voi aici la mulți ani în comentarii pentru Mădălin, chiar dacă mai târziu cu o zi, două, nu are importanță, important e să-i urăm ceva de bine. Și la mulți ani e cel mai bun lucru pe care putem să-i urăm. Haide, haide, te rog, eu dă-i o mapă de aia cu curcani ca să vadă oamenii curcani aici înainte de turneu, să ne obișnuim că s-ar putea în turneu să fie curcani. Asta nu știu încă. Uite-i mă cum stau și se plimbă pe aici, mă, lovar ciocanul ăla să vă arunce de pe hartă. Doamne, uite cum sunt acolo, mamă, și la asta cu ușile o să ne încurce grav rău de tot. Opa. Ia uite cât s-a blocat. Mamă, deci trebuie să ne ferim. Nu, iau pe acolo. Așa, bun. Au, mamă, ce m-a lovit. Pleacă-mă-i curcanele de aici. N-am apucat să sar. Nu-i problema, așteptăm. Oricum, suntem aici, încă cred că ne calificăm dacă nu ne mai lovește nimic. Mamă, ce era? Auleu, ce era să mă împingă curcan. Mama, am prins curcanul, mă. Repede. No, pleacă curcane. Mamă, păi nu cred că mai mă calific aici. În runda următoare. Sau cine știe. Hai, curcane, lucrați cu mine. Încurcați-i pe restul, nu pe mine. Ia uite-i, bă, ce mai țipă nebunii ăștia. Opa, la fix am ferit. Perfect. Ne calificăm. Ne-am calificat. Noroc că era ăla blocat, că noi ne-am calificat. Curcanii m-au ajutat și am eu câți de partea mea. Mă întreb oare dacă și la runda finală asta sunt curcani. Hai să vedem. Ar trebui să nu, că deja e complicat. Că suntem doar 8 player, dar să vedem, cred că depinde și de hartă. Aici n-are cum să fie curcani. N-au unde să stea curcanii, doar nu stau curcanii în apă. Da, bun, aici nu sunt curcani. Băi, nu știu dacă câștigăm, e o hartă drăguță, dar nu știu dacă avem noi norocul ăsta. Oh, ce ușor am trecut de primul. Oh. Hai să mergem pe topogan. Dați-vă la o parte, faceți-mi loc, că ești cu viteză. Dați-vă din calea mea. Ia-te-l pe la, bă, ce sare. Uite, bă, ce sar, băieții. Uite, s-a mai dus unul de pe asta. Mama, am ajuns pe doi. Momentan e super bine, momentan o ducem extra ordinar. Ăsta în fața noastră, dar sper ca să se încurce, că dacă nu se încurcă el, clar o să câștige. Mamă, la fix. Fuck, m-am încurcat eu. Dar el unde e? S-a încurcat și el aici. Oh. Te rog.
Te rog, nu! Eram așa de aproape, așa de aproape să câștig. Vai de mine ce alimit am fost. Oricum, bravo, felicitări, a fost un player bun. Dacă nu mă curcam acolo când s-a curcat și el, câștigam clar. Bun, am făcut și un meci de încălzire. Acum așteptăm turneul lui Mădălin. Bun, guys, turneul se apropie. Mai este un minut jumate. Un minut jumate și intrăm. Am mai exersat, am mai jucat câteva jocuri. Dar vreau într-un minut jumate să cumpărăm rapid. Să vedem, poate ne pică un skin mișto. Doar unul, doar unul. Hai, poate jucăm în turneul ăsta, că tot e campionatul, cu un skin de campion. Dar să fie unul bun, un legendary, un ceva. Stop! Ah, s-a dus. Drăguț! Footsteps? Nu știu exact ce trofeele astea. Bun, stai să ne întoarcem ca să nu ratăm, nu play. Mamă, era să fac o prostie și să dau play. Bun, intrăm aici, cât mai avem? Mai avem un singur minut. Hai, Mădălin, să vedem ce se întâmplă turneul ăsta. Da, sunt watch live, puteți să-l urmăriți și live acum. Sunt și eu pe live-ul lui, dar l-am oprit momentan ca să pot să joc în turneu, să joace și Mădălin. Sper măcar să-l înving pe Mădălin. Dacă reușesc să-l înving pe Mădălin, el care are super multă experiență, am văzut că are peste 600 de win-uri. O să fie interesant. Și 2, 1, am ratat numărătoarea, 0. Și acum ce se întâmplă? Cred că show group. Mă rog, bănuiesc că și eu sunt printr-un grup pe aici, nici nu contează. Îi dăm play. Hai să-i dăm play repede ca să nu ne scoată din turneu. Bun, ia uite, mamă, cu cine concurăm aici. Deci suntem 8, 9, 3, 6 și cu 4, 10 este? N-ar trebui să fim 32? Ok, unul anul ăla deja, se pare că nu e online. Ok, bun, și uite, dacă dăm leave, efectiv ne scoate de tot și ne declară pierzători. Hai să vedem. Știi care e chestia? Care s-au înscris, cred că 20.000 de oameni, dar din așa 20.000 de oameni, probabil 3.000 nu o să fie prezenți, zic eu, că s-au întâmplat chestii între timp. Că te înscrii acum o oră, te înscrii la 6 și până la 7 se întâmplă chestii. Hai să vedem câți intră cu mine în cameră. Mai e un minut jumate. Bun, hai că începe. Mamă, ce repede a intrat. Era o singură persoană care s-a înscris. Sau cred că a intrat și aia și de asta și pornit. Hai să vedem. Oh, nu! Ăsta e cel mai greu. Nu! Păi să-mi fie greu să-l câștig pe ăsta. Ok, e prin eliminare, noi M5 și am o șansă. Dar ăsta e super greu și sunt și curci aici. Nu, e turneu cu curci. Mamă, cât o să ne încurce curcile alea. Vai de mine, hai că astea sunt ușoare. Dar când apar alea câte două, de trebuie să pe platformă și pe urmă deasupra. Vai ce greu, până acum n-a fost eliminat nici măcar unul. Ok, sunt oameni buni aici. Player adevărat. Și dacă ne dă numai de-astea, înnebunesc. What the fuck? De ce dă numai de-astea? E buguit? E turneul buguit? Nu cred! Păi de ce e așa greu să sar peste astea? Nu înțeleg. Hai să... nu! Astea sunt alea grele. A sărit! Mamă, ce era să mă duc! Mamă, de ce ăsta e cel mai greu, mi se pare. Fuck, n-am fost atent. Mersi, băieți, că a spart pentru mine. Mamă. Nu. Du-te! Du-te, Dică! Du-te! La limita am trecut! Haide! Așa! Voi nu cred că n-a ieșit niciunul! Băi, sunt oameni buni aici! Sunt concurenți buni! Voi vedeți? Vai! Ce-i asta? Pe asta nici că am mai întâlnit-o până acum! Sar! Nu! Mă elimină! Am fost primul eliminat! Vai de mine, nu! Dar asta e foarte grea! La limită! A fost prăjit! Na, mamă, n-am exersat foarte mult harta asta. 5 remaining, a fost eliminat din prima, nici măcar nu ajung și eu în calificare acolo, praf am fost. Round 1, claim. Mai sunt? Mai pot? Fii atent că mai pot să joc. Ok, bun, interesant, cred că jucăm pentru ultimele locuri sau ceva. Ia uite cât intră. Ok, deci cred că poți să joci de mai multe ori și câștigi puncte. Și cu punctele alea, vezi pe ce loc te califici. Interesant, not bad. Hai să vedem, hai cu o hartă ușoară, vă rog eu să câștig și măcar unul. Nu, fuck, nici pe asta n-am jucat-o niciodată de când joc eu Stumble Guys, da, să sperăm că... Am văzut-o pe net, am văzut-o pe TikTok pe asta cum se joacă și nu mi se pare chiar așa de grea, dar trebuie să fii constant, să sar pe astea înalte. Să fii atent, foarte atent. Hai că e lângă noi, e bine. Rămâneți acolo în lavă. Ei, și asta se miște din ce în ce mai repede. Mamă, deja se mișcă repede. Nu, ce era să mă duc. Mamă, ce înalte sunt astea. Vai de mine, nu e bine că sunt la margine. Sunt la margine și aici la margine e greu.
Trebuie să fii cât mai în mijloc, ca să ai unde să sari. Au fost eliminați doi. Cum o să fie eliminat aici? Haide, băi, că s-a înălțat aia. S-a mai înălțat una lângă. Ok, ok, momentan e, it's good, it's all good. Wow, wow, ar trebui să nu mai sar așa, că mi-e costă să dau cu capul de ceva. Bun, asta e lângă noi, e bine, e bine. Ok, ales departe. Mai așteptăm, mai așteptăm. Ue, ue. Repede, repede. Încă doi eliminați, haideți încă doi, duceți-vă, duceți-vă, eliminați-vă. Oh, fuck. Aici o să fie greu, o să... Ba, nu o să fie greu, gata, am reușit. Calificați! M-am șire... Mor că m-am calificat. Mă scuzați, m-am unecat. Hai să vedem, hai. Hai că se poate. Și acum ce se întâmplă? Ok, calificat în runda a doua. A, și uite, am aici 10 runde și mi-a zis câte puncte obțin. Și o grămadă de faze. Ok, sper să nu le lungim pe două episoade. Hai să dăm cât mai repede play. Să încercăm să ținem tot turneul într-un singur episod, dacă nu o să iasă efectiv un episod foarte lung. Ceea ce pe mine nu mă deranjează, sper să aveți răbdare să vă uitați până la sfârșit. Hai să vedem. Ah, nu, iar asta, nu, asta că e foarte grea. Începe ușor, te ia ușor. Chiar te ia foarte ușor. Fierați voi de curci. Numai voi sunteți de vină. A fost eliminat ceva până acum? Nu, bineînțeles că nu. Ok, deci orice ar fi trebuie să sar fără să sar cu capul înainte, adică să n-apăs de două ori space. Am observat chestia asta, mai ales când sunt platformele alea duble, triple. Ușor, calm, liniștit. Cât mai e din harta să mai e? Oh. Of, doamne, să ia cineva o curcă de acolo de sus, să o pună jos. Oh, fuck. Reușesc eu să trec printre astea fără să mă lovească? Da, a, lejer, lejer. Că trece așa frumos pe laterală. Iar la fix. Dar mi se pare foarte simplu să treci printre astea. Uite, văd că oamenii se chinuie. Pur și simplu stai pe loc, ia. Că exact în același loc e. Și nici măcar nu mă atinge. Fac, 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 fac. Urmează o daia. Era să mă duc prea mult, prea în față. Important e să stai și în spate ca să vezi ce urmează. Mulțumesc, mulțumesc că ați spart pentru mine, mulțumesc. A fost unul eliminat! Cum a fost posibil? Băi, hai poate trecem mai departe. Hai poate trecem și game-ul ăsta, mini-jocul ăsta, trecem și noi mai departe, ne calificăm. Mersi, mersi că ai spart cu capul tău. Hai că sparg eu aici și sparg eu și aici. Și aici eu nu mai sparg, bă, mai sparg. Tot eu am spart. No, no. Mamă, de ce ăla nu l-a jucat niciodată? Adică Gen Z-ul ăla. Ok, bun, am înțeles. Da, sunt eliminat. Bravo, felicitări, guys. Măcar de rămâneam undeva mai sus să sar ultimul și poate mă salva cumva. Nu-i problemă, deci avem două pierderi și o calificare. Hai să încercăm să obținem măcar jumate calificări, zic și eu. Măcar acolo să fim în top ultimii, dar să luăm și noi, v-am zis, 20 de gemuri, asta am doresc eu de la turneul ăsta. Dar eu sunt începător, da? Eu sunt începător. Să-mi spuneți voi în comentarii ce ați făcut voi la turneu, sunt foarte curios. Și în același timp să-i urați și lui Mădălin la mulți ani, că a fost ziua lui. Haide. Hai Zeus, hai cineva, uite, mai sunt 10 secunde. Nu sunt pregătiți oamenii, nu sunt pregătiți, le așteptăm. Dacă nu intră 10 secunde, oricum, mă, cred că se dă start. Dar eu mă întreb, oare joc cu aceeași? Nu, cred că la fiecare se schimbă, că cel puțin n-am mai văzut numele astea. Nici nu le-am verificat pe toate, dar pe majoritatea nu le-am văzut. 0-0, bun, hai, am început fără el. Hai altceva, te rog eu, te rog eu. Nu mai da ăla. Băi, jucăm aceleași două jocuri mereu? Jucăm aceleași două jocuri mereu? Dacă Mădălin așa le-a pus. Eu te-o să stă deasupra mea. Ce faci, boss? Dă-te jos. Păi, hai că pe ăsta l-am câștigat ultima oară. Pe ăsta l-am câștigat, trebuie doar să te miști foarte rapid. Ia-te. Foarte rapid și eu mergeam foarte încet. Băi, ce împing ăștia, dați-vă voi la o parte. Ia-te, bă, ce împing! Dați-vă jos, mă, dacă sunteți așa obosiți. De împingeți. Dați-vă jos. Ăsta nu-i... E, s-a dus ăla, mamă, ce noroc a avut. Ce noroc a avut el. Ia-te, băi, ce împing! Ce ți-vă, bă, la rechin? Uite ce frumos am venit eu, am știut că aici vine.
Ia uite ce frumos mi se aliniază planetele. Dacă nu mă împing ăștia, vai de capul meu ce împing ăștia țăranii. Stați acolo, stai acolo. E, na, gata, stă în mijloc, în top. A venit ăla, hai, 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 oh, perfect, stai acolo. Am încercat să-l blochez. Eu zic de ei că împing, dar și eu încerc să-i blochez pe ei. Fac, cum e asta, mamă, cum s-a dus până acolo. Ia uite găinușa aia asta a fost eliminată. Nu știu dacă e chiar bine că m-am dus aici. Nu era bine. Hai să ne grăbim, E calificat, că a alunecat ăla chiar lângă mine. Bun, de se pare că la harta asta ne calificăm mai departe. La cealaltă, deloc. Aia chiar mi se pare foarte grea. Bravo, măi băieți, felicitări și vouă. Hai să vedem, plus 500. E bine că luăm și experiență. Câte runde mai avem? Mai avem încă 6 runde. Dacă mai luăm 6 puncte, încă stăm bine cu 8 puncte. Că n-ai... Oare vor fi persoane care efectiv au completat toate alea, au luat câte un punct la fiecare? E cam greu să cred. Dar hai să vedem ce se întâmplă. Hai și altă hartă. Hai să le mai schimbăm puțin, că deja sunt aceleași. O dată asta, o dată aia. Deci cred că doar hărțile astea două sunt. Vai ce nu-mi place asta. Acum vin curcanii aia care bam sărim peste. Nimic diferit. Ok, se pare că au fost eliminate cumva 4 persoane. Încă o persoană eliminată și it's over. Acum e posibil doar la astea ușoare, că încă n-au început alea grele. Adică uite astea. Mersi Caspar, mersi. Ok. Ne băgăm pe aici? Ne-am băgat. Calificați! Băi, prima dată când am câștigat minigame-ul ăsta, adică când m-am calificat mai departe. Cred că n-am fost cu playeri așa buni. Doamne ajută să ne calificăm acolo, să urcăm în top. Dar am zis doar top 200 intră, ceea ce mi se pare puțin cam greu să ajungem top 200, că ea intră în turneu mare. Și acum bănesc că e harta cealaltă, nu? Foarte simplu. Oh, wow, nici măcar nu mă așteptam. No. Ok, am înțeles sistemul. Deci sunt doar două hărți. Odată spică asta, odată spică cealaltă. Ia uite ce să ieri deasupra mea. Hai să vedem. Ușor până acum, sărim aici, lejer. Faceți loc, sărim mai în spate. Nu ne grăbește nimeni. Coborâm aici. Mamă, ce era să mă arunc singur în lavă. Vai de capul meu. Bine că am alunecat bine înapoi. Dă-te, mă. Ei, uite, vezi că mi-a venit tot mie aici pe distal. Stau singur. Voi stați acolo, înghesuiți-vă. Nu, să nu veniți aici, că vă blochez. N-am putut să-l blochez pe Mucea Lucea. Opa! Ce-am încercat să-i blochez. Ce gâgă, că încă nu s-a terminat. Mai așteptăm aici. Ia uite-l fix lângă noi, frumos. S-a dus Mucea Lucea ăla. S-a dus, hai să vedem, vezi? Ia uite-l, mă, dacă aștepți ai răbdare. Mai așteptă-nu, presimt eu că e pe aici. Nu era pe aici. Hai, săriți. Ăla-i tată, mamă, la fix. Până n-a căzut niciunul, ba da, unul singur a fost eliminat până acum. Nu s-a mai ridicat nimica? Ba da, uite. Băi, m-am pins, nu pot să cred că am pierdut la harta asta ușoară. Bun, hai să continuăm. Până acum cred că avem jumătate câștigate, nici nu știu. Mai bine de jumătate câștigate. Hai să vedem ce se întâmplă. Sau la asta încă nu s-a pus eliminare. Cred că încă nu s-a pus eliminare. Până la urmă am pierdut și nu era ultimul. Hai că putem. Acum iar e harta aia grea. Nu? Guys, ați pățit vreodată asta? Efectiv, nu-mi găsește hartă. Sunt doar două hărți. Ce e așa greu? Nu cred. Păi ce fac acum? Să te eliminat din turneu? Doar pentru că s-a întâmplat chestia asta? Aș încerca să închei jocul, să-l redeschid, dar mie că mă scoate tot din turneu. Nu, cred că aici ne-am blocat. Hai să încercăm să facem asta. Bun, guys, hai că am intrat din nou foarte repede. Hai să vedem ce se întâmplă cu turneul. Connecting to match? Ok, bun și m-a băgat direct. Dar oare mi-o fi pus ca luz pentru că am ieșit? Dar aveam cum să nu ies, că se blocase. Runda 7? La ce rundă eram eu înainte? Nici nu mai știu. Gata, mă, mi-a găsit. Sper ca să nu se fi pus ca luz pentru că am ieșit. Pentru că nu ar fi cinstit. Dar acum se întâmplă, mai are și buguri jocul. Hai să încercăm să câștigăm turneul. Adică să câștigăm. Deja cred că nu mai putem să câștigăm pentru că am pierdut multe puncte. Trebuia să câștigăm absolut fiecare minigame până acum, să ne calificăm la fiecare. Uite, cartonaș roșu. Mamă, ce emoturi aveți voi. Mișto. E mișto că aici se scrie orice player, indiferent câte win-uri ai, te poți înscrie. Adică eu aici probabil concurez cu top și 10 din România. N-ai de unde să știi cu cine concurez, știi? Stai că au venit zidurile astea. Băi, dă-te! Fuck. Hai că n-a fost așa de greu.
N-a fost așa de greu. Opa, mai vine unul. O, ce era să sară în curcan. Mai vine unul, mai vine unul. Deci trebuie să sară așa puțin cu spatele, că mai vine unul de ăsta. Op, uite, vezi, sări cu spatele. Mamă, și acum vin numai de-astea? Mamă, vin numai de-astea, ia fiți atenți. Mamă, păi și nu mai cade nimeni? Oh, fuck, ăsta-i de-ala. Ăsta-i de-ala. Ăsta-i de-ala. Ăsta-i de-ala, care m-a eliminat? M-am calificat că eram în aer fix înainte să cad și au căzut alții înaintea mea. Bine că m-a aruncat ăla mulți în sus. Doamne, ce noroc. Deci ăsta-i noroc chior. Fiți atenți cum iau eu turneul ăsta prin norocul meu chior. Neapărat dați like și abonați-vă dacă vă place carisma mea. Măcar atâta. Uitați, deci avem... Da, uite, mi s-a pus ca eliminare ăla dinainte. Avem 4 victorii. Hai să mai luăm încă 3 victorii. Poate dacă mai luăm încă 3 victorii ne calificăm pe undeva. N-am văzut exact ce scrie acolo jos. Mi se pare că scrie că ești în top nu știu cât. Dar nu sunt sigur că am intrat în vreun top încă. Ne-am întors pe harta noastră preferată. Bineînțeles că s-a stă iar deasupra capului. Mereu am eu câte unul deasupra capului. Hai băieți, săriți voi. Nu vă înghesuiți. Încet. E spațiu pentru toată lumea. Cel mai bun să câștige. Sau mă rog, cei 5 cei mai buni. Sau, da, deja unul a fost eliminat. Nu știu cum, probabil a ieșit. A dat leave. Este posibil și asta. Oh, bă, ce împingeți așa? Că tot aici e. Ha, țeapă. Ha, s-a dus ăla. S-a dus. Ce faceți mai băieți? Au mai fost doi eliminați? Au mai fost doi eliminați, săraci s-au dus și acum unul singur mai trebuie eliminat. Mi s-a prămie sau a rămas unul acolo? Nu, stai acolo unde vii. A venit, m-a venit, l-am lăsat să vină. Oh, gata, uite, tipul ăla a eliminat. Oh, ia doi. Unul a supraviețuit că s-a aruncat repede. A, se pare că și al doilea a supraviețuit. Ce a făcut al doilea de a supraviețuit? Ok, ok, bravo, mă, bun gameplay. Ia uite, mă, fix lângă noi aici. Ia, săracul s-a riscat, mă, cealul ceala. Ia uite, pe centru aici, frumos. Haide, mai duci, să se mai ducă unul. Să cadă. Nu, nu, nu ne ducem cales departe. Fac. Trebuie să ne ducem. Nu avem încă o trou. Păi și de aici eu nu pot să sar. De aici, bă, da, pot, ia uite. De aici pot să sar aici și de aici aici. Și de acolo, nu știu dacă pot să sar acolo, dar sper să mai apară una între timp. Oh, perfect. Ok, ok, nu cred că am mai ajuns niciodată la astea. Mamă, ce rapid se mișcă. Mamă, ce rapid se mișcă. Mamă, ce rapid se mișcă. Calificați, calificați. Dar făceam și săritura aia, mai mult ca sigur. Bun, hai să mai luăm încă 3 win-uri, că se pare că turneul ăsta o ducem pinișor, zice eu. Stai să vedem ce scrie jos, că am văzut că scria ceva interesant. Ok, plus 500 de puncte, mersi mult de tot. Scria aici, position 100, sunt pe poziția 100 din 600. Ok, și mai sunt încă 4 faze? Ori sau să iasă un episod lung, ori îl împart în mai multe episoade. Dacă durează turneul ăsta 2 ore, nu știu ce să zic. Da, cred că o să fac vreo 4 episoade. Sau să fac un episod lung de o oră. Vreți să vedeți așa ceva? Era mișto să-l fac pe live. Era o idee. Fiți atenți, dacă vreți să fac live-uri pe viitor cu jocul ăsta sau orice alt joc, pur și simplu apăsați butonul de like și o să știu că vreți asta. Hai să vedem, hai să vedem. A, nu ziceam, mă, Mădălin, că se califică primii 200. Cred că din cei 600. Și eu sunt pe locul 100 momentan, deci o duc binișor. O duc chiar bine. Trebuie doar să mai am, cred că minim o victorie. Dacă mai am o victorie, ne calificăm mai departe în faza următoare 100%. Uite ce drăguț e skin-ul ăla cu pui. Nu, 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 ce ne-am făcut, mă? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Era să cad, noroc că eram în față. Da, știu ce zici. Că și mie îmi vine să plâng, că era să mor. Să fiu eliminat. Uite ce nervos sunt oamenii. Oare și-o fi dat seama vreunul dintre voi? Ia, ce m-a blocat ăla. Mamă, ce de-astea mi-a făcut. Pleacă de aici. Deci eu nu mai vreau să stau lângă Cristiano Ronaldo ăsta. Stăm aici frumos, gata. Ia uite, am trecut. Nu, 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 mare greșeală ce-am făcut. Mare greșeală, nu, sunt eliminat. Cu curci cu tot. M-am dus cu curci cu tot. Bun, ce v-am spune că dacă mai avem o singură victorie o să fie bine. E ultimul. Uite, locul 53. A, da, avem acum un lose. Deci probabil mă aruncă mai jos. Vezi că e in progress. Încă nu s-a stabilit. Gata, suntem iar în turneu. Să vedem. Da, uite, eliminat locul 88. Hai să dăm play. Ăsta e ultimul. Ăsta trebuie să-l câștig. Și dacă este ăla cu structuri care intră și ies din lavă, e ok. E ok. Sper, Doamne. Uite, iar e cr7 ăsta. Deci ăsta m-a împins în meciul trecut. Hai cu arta aia care, la care sunt și eu bun. Să ne calificăm mai departe. Așa, bun. Ok, ok, ok. Unul se pare că e AFK. Este? Nu. Nu este, nu. Am crezut că fotbalistul ăsta e AFK. Trebuia să-i stau în fața acolo pe platformă.
Ue, era să cad eu, că vreau să le stau lor în față. O, băi, de ce vă înghesuiți că e chiar aici? Hai să sar aici, hai să sar, presim că e ceva bun. Nu e nimic bun acolo. Ne întoarcem. Sărim aici. Și acum aici. Încet și sigur, încet și sigur. Placma niciun eliminat. Mamă, ce să ia cei mai buni au rămas. Nu știu ce caut eu printre ei, dar au rămas cei mai buni aici. Bun, da, hai să facem și noi schema asta. Iată ce frumos. Da, duceți-vă voi pe acolo. Eu aș mai sta pe aici, că uite, e posibil să apară chiar lângă mine. Formă să apară aici, care e în apropiere. Aia e departe, nu o să sar eu până acolo. Adică nu că n-aș putea, dar... Unde-i graba? Mamă, ce era să-mi fac asta, să-mi sară în cale, să cad în lavă. Vai de mine. În continuare, nu e niciunul eliminat. Fac. Pare, pot să fac săritura. Asta, n-am putut să fac. N-am putut să fac. Trebuia să mă duc mai repede. Nu știu ce am așteptat atâta. Oh my god, gata și cu turneul ăsta. Hai să vedem pe ce loc suntem calificați sau ce se întâmplă. Am fost calificați mai departe. Uite, pe locul 98 din 600. Așteptăm să termine aici, să scriem progres ca să nu mai se blocheze jocul și vedem ce se întâmplă mai departe. Bun, guys, sunt decalificați mai departe, mai trebuie să aștept 18 minute, așa că o să închei acest episod aici. Neapărat apăsați butonul de like ca să vedeți în următorul episod ce fac în faza a doua a turneului, da?